Odată cu începerea școlii, autoritățile au lansat un nou apel public pentru copii, părinți și cadre didactice. Îi îndeamnă pe aceștia să sesizeze cazurile de violență din unitățile de învățământ și consumul de droguri. Ei pot apela la numărul de urgență 119 și pot povesti prin ce trec odată cu începerea cursurilor. Asta în contextul în care numărul cazurilor de violență școlară crește de la un an la altul. Infracțiunile de loviri sau alte violențe și-au triplat numărul în ultimii 4 ani școlari. Polițiștii spun că 90% dintre cazuri au loc în interiorul unităților de învățământ, iar 10% în afara lor. Mai mult, polițiștii au creat un site numit siguranțașcolară.ro, unde pot fi găsite informații despre tipurile de abuzuri, locul unde pot fi sesizate cazurile de loviri, bullying, consum de droguri, dar și lecții pe care cadrele didactice le pot folosi la ore. Începând de astăzi, traficul rutier este restricționat la punctul de trecere a frontierei Sighetu-Marmației. Pentru reparații la structura de rezistență a podului peste Tisa, a anunțat Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. În baza studiilor efectuate de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cu privire la structura de rezistență a podului de peste Tisa, pod ce leagă România de Ucraina, s-a concluzionat faptul că sunt necesare reparații urgente la această construcție. Drept urmare, s-au anunțat restricții cu privire la traficul rutier prin punctul de trecere a frontierei Sighetu-Marmației pe o perioadă de 30 de zile, între orele 10 și 15, de luni până vineri. În schimb, traficul pietonal nu va fi afectat. Conform estimărilor constructorului, lucrările de reabilitare a podului sunt prevăzute a se efectua până la finele lunii ianuarie 2025. Proprietarii de terenuri din mediul rural sunt obligați prin reglementări locale să întrețină corespunzător șanțurile și rigolele de pe marginea drumurilor din fața gospodăriilor lor. Aceasta implică menținerea curățeniei și a stării funcționale a acestor structuri pentru a preveni probleme precum inundațiile sau deteriorarea drumurilor. În cazul în care șanțurile și rigolele nu sunt păstrate curate și funcționale, proprietarii pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei. Scopul reglementărilor este de a asigura o gestionare eficientă a apelor pluviale, fiind prevenite inundațiile, de a proteja infrastructura rutieră și proprietățile adiacente și de a preveni eroziunea solului. Amenzile de la 100 la 500 de lei pot fi diferite în funcție de specificul fiecărei localități. Autoritățile locale, cum ar fi primăriile sau consiliile comunale, sunt cele care pot impune și executa aceste sancțiuni. Se pot organiza campanii de informare pentru a educa cetățenii despre importanța întreținerii corespunzătoare a șanțurilor și rigolelor. De asemenea, pot fi inițiate acțiuni de verificare periodică de către poliția locală sau alte autorități pentru a se asigura că locuitorii respectă aceste obligații.